Ne mândrim cu această vârstă, este într-adevăr o vârstă omagială, 190 de ani de tradiție și prestigiu, cum ne place să spunem. Încercăm să oferim comunității absolvenți de seamă, bine pregătiți pe toate planurile, nu neglijăm nici partea empatică și sentimentală în școală. De aceea, cu ocazia deschiderii aniversărilor de 190 de ani, am dezvelit și o placă omagială, Spirit, nu ziduri, având în vedere că acesta a fost mesajul cu care i-am întâmpinat pe elevi la revenirea fizic la școală după pandemie. A fost foarte bine primit mesajul și ne-am gândit că este specific unității școlare, având în vedere că peste tot perpetuăm expresia spiritul cu zist. Avem absolvenți de seamă, au fost prezenți la aniversarea 190 de ani, ceea ce înseamnă că, într-adevăr, spiritul cu zist există peste tot, nu numai în Craiova, ci în România și chiar prin ambasadori în străinătate. Dezvoltăm toate nivelurile, de la învățământ primar, gimnazial, liceal. Avem foarte mulți elevi de care avem grijă să le oferim spații curate, moderne, cu tehnologie actuală. Avem în toate sălile de clasă calculator, videoproiector, sistem de sunet. În școală am înființat și un radio al școlii, în care elevii pot să spună părerile și să ia interviuri unii altora. Avem sală de sport, teren de sport, astfel încât spațiile să fie prietenoase și, într-adevăr, elevii se simtă ca a doua acasă. Există o competiție între colegiul Elena Cuza și celelalte două colegii mari din Craiova și, dacă da, unde vă situați dumneavoastră? Unde simțiți? Normal că există o competiție, concurența se vede la concursuri naționale și la examene naționale de asemenea. Lăsăm pe alții să spună unde ne situăm. Trebuie să precizez că anul trecut am avut 100% promovabilitate la examenul de bacalaureat și cele mai multe note de 10 de asemenea. Anul acesta am obținut la Olimpiade un număr de 39 de calificați la fazele naționale, dintre care 26 au reușit să ia premii și mențiuni, ceea ce dovedește că, într-adevăr, se învață la Elena Cuza și, în primul rând, se citește. Cum arată viitorul pentru acest colegiu? Cum vedeți dezvoltarea lui? Ne adaptăm din mers. Am înființat în urmă cu 5-6 ani o echipă de robotică, echipă care a obținut anul trecut locul 2 pe țară la concursul de profil, First Tech Challenge. Am aplicat acum o lună, referitor și la echipele de robotică, la un proiect european din PNRR pentru laboratoare digitale, Smart Lab. Chiar alaltăieri s-a publicat lista și suntem printre primii câștigători ai acestui proiect. Vom înființa astfel un laborator de robotică cu specific pentru ciclul gimnazial, dar și pentru ciclul primar. Sunt kituri de roboți, ochelari VR, creioane 3D care folosesc și la discipline cum ar fi matematica, pot să construiască cu un creion corpuri în spațiu și un laborator lingvistic. Mai avem 3 laboratoare lingvistice în școală, dar vrem să le dotăm cu mijloace specifice. Are șanse Craiova să oprească absolvenții de Elena Cuza, Carol I sau Buzești să studieze mai departe în oraș? Au șanse mari. Avem parteneriate și cu Universitatea din Craiova, ca Facultatea de Litere, precum și cu Facultatea de Automatică. Chiar zilele trecute, în cadrul zilelor școlii, am avut o întâlnire cu cei de la HELA, Forvia, împreună cu Facultatea de Automatică și de Robotică a Universității din Craiova, în care au fost prezentate aplicațiile create în Craiova pentru firme de renume auto. Ceea ce înseamnă că și la Craiova rămân absolvenți, fac treabă și cooperarea dintre preuniversitari, universitari și firmele de profil este cu atât mai benefică pentru piața muncii. În ultimii ani s-au făcut parteneriate între universitate și mediul de afaceri. E ăsta viitorul ca mediul de afaceri să se îndrepte chiar spre licee? Este pentru că pentru a ajunge studenți trebuie să termine liceul și să promoveze examenul de bacalaureat. Și atunci dacă elevii noștri din preuniversitar știu ce îi așteaptă la facultate și în mediul de afaceri, la firmele din Craiova, normal că se pot orienta mai bine către universitățile, către facultățile din Craiova, de fapt și universități, că mulți merg spre medicină, și astfel în parteneriat cu firmele, cu mediul de afaceri, să știe că au un viitor sigur în oraș, pentru a rămâne în oraș fără probleme, nu să fie printre străini. Ultima întrebare. Se mândrește colegiul cu corpul profesoral? Fără corpul profesoral de elită, care este și apropiat de elevi, de asta spun mereu că este o școală normală, este un mediu normal de înțelegere și empatie între elevi și profesori, nu am avea cum să avem rezultatele respective. Totdeauna spun că a fi profesor la Elena Cuza te obligă. Nu este un drept, ci o obligație. Astfel încât cei 190 de ani de existență să spună cuvântul
și să se perpetueze tradiția și excelența prin corpul profesoral actual.